Stai că n-am început încă. Îmi studiam terenul. Ok. Ok. Asta nu are întrebare. Nici asta nu are întrebare. Ok, 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 ok. O amintire plăcută din copilărie. O amintire plăcută din copilărie. O să spun și eu ceva legat de meseria mea de actor. Erau primele dăți când am mers la teatru împreună cu ai mei. Mergeam cel mai des la Teatrul Bulandra sau la Izvor. Teatrul Bulandra e teatrul în care sunt angajat în prezent. Și în foyer erau fotografii din spectacole și încercam să identific și eu dacă am văzut vreunul dintre spectacole. Și e o fotografie dintr-un din spectacole pe care le-am văzut. Asta a fost o amintire plăcută. Așa. Un regizor care îți place mult. Îmi place foarte mult regizorul Radu Jude. Așa. Asta. O carte pe care o recomanzi. Recomand uite, Levantul al lui Mircea Cărtărescu este o carte de poezie extraordinar de frumoasă și care mi-a plăcut mie personal foarte, foarte mult și m-a influențat foarte tare. Sfaturi pentru cei care își doresc să devină actori. Să fie foarte convinși că vor să facă asta, dacă vor să devină actori profesioniști, pentru că este o meserie care pare altfel din afară și pare într-un fel din afară și altfel dinăuntru. Să fie 100% sigur că își doresc lucrul ăsta. Sper că ăsta e roșu și sper că nu scot degeaba. Ba da, așa pare. Ah, groaznic. Degeaba. Ai scos și eu pe ăsta atunci, uite. Pentru ce ești recunoscător? Pentru foarte multe lucruri. Pentru cam m-am născut am avut o educație bună într-o familie care m-a iubit, a avut grijă de mine. Sunt recunoscător statului că m-a ținut la școală și am făcut studii din primare până la facultate pe gratis. Sunt recunoscător că există un sistem sanitar care m-a operat de apendicită tot pe gratis. Am foarte multe motive pentru care să fiu recunoscător. Sunt un om recunoscător. Un casting la care ai fost și ți-ar fi plăcut să-l iei. Cred că am fost la casting, adică nu cred, sunt sigur că a fost chiar toată lumea care putea merge sau vorbi, la Aurora a lui Cristi Puiu. Nu l-am luat, nu știu dacă v-ați dat seama că nu sunt eu în film. Așa. Trei lucruri care te relaxează. Mă relaxează mai multe, nu știu, depinde. Pot să fac lucruri care par relaxante și să nu mă relaxez deloc dacă nu sunt într-o dispoziție în care să mă relaxez. Deci cred că până la urmă și dacă sunt în dispoziția corectă, mă relaxează orice, să mă plimb, să nu știu, să mă uit pe Facebook. Deci trebuie dispoziția aici care contează. Nu am o rețetă, nu fac ceva anume ca să mă relaxez. Dacă fac sport, am descoperit că mi-a bate așa atenția de la altceva și de la orice altceva. Nu știu cum să continuăm chestia asta. Ați făcut o instalație. Băi. Nu, asta e o capcană aici, îmi pare rău, uite. Nu. 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 Măi, o scot și pe asta, ce-o fi, o fi. Na. Cel mai solicitant rol de până acum, din teatru sau film? Rolul din spectacolul Coriolanus, de William Shakespeare, a fost
un rol extrem, extrem de solicitant din punct de vedere fizic. E foarte complicat să trec prin tot spectacolul ăsta și să rămân întreg la capăt. Suntem gata? Ok. Iar acum acestea trebuie să le luați să completați parchetul din camera de acolo.